Deși numele lui Tudorica Răducanu este vehiculat de ceva vreme, național-liberalii au primit ca un pumn în piept decizia consilierilor din partea PSD, ajutați de trădarea lui Claudiu Dumitrescu, de a alege viceprimar al municipiului Târgoviște. Copreședintele PNL Dâmbovița, Ludovic Orban, a declarat că viceprimarul cu atribuții de primar, Cristian Stan, și Partidul Social-Democrat au pus în fruntea obștii oameni incapabili să acționeze pentru dezvoltarea municipiului Târgoviște, oameni care provin din zonele gri ale societății. Astăzi este o zi tristă pentru Târgoviște. O zi care va rămâne o zi neagră în istoria cetății de scaun. Astăzi, PSD-ul Stan a dat Târgoviștea pe mâna clanurilor interlope și pe mâna penalilor. O majoritate ilegitimă din Consiliul Municipal a pus în fruntea obștii oameni care nu reprezintă cetățenii onești ai Târgoviștei. Domnul Răducan a fost în toată... Răducanu. A fost o placă turnantă a corupției electorale în toate campaniile electorale care se desfășoară din 2004. Domnul Răducan are afaceri, sigur, probabil nu direct, dar afaceri mascate cu unități din subordinea primăriei. Sper ca la primăria Târgoviștei să nu asistăm la bătăi cu săbii, așa cum s-a întâmplat în cârciuma domnului Răducan. Copreședintele PNL Dâmbovița, Ludovic Orban, a vorbit și despre bubele din capul social-democratului Andrei Albu, cel pentru care aceiași consilieri au decis delegarea atribuțiilor de viceprimar. Domnul Albu Andrei Bogdan, am un document care este de pe site-ul Tribunalului Sectorului 4, a fost condamnat definitiv în 2007, dacă nu mă înșel, ca urmare a recursului formulat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 și a fost condamnat alături de un cetățean sacagiu, Constantin Cătălin, la o pedeapsă de un an și 6 luni închisoare. Evident, a fost închisoare cu suspendare. În cazul consilierului municipal PNL, Claudiu Dumitrescu, s-a luat măsura excluderii din partid, fiind acuzat de trădare. Copreședintele Ludovic Orban l-a numit Iudă al zilelor noastre. Că domnul copreședinte Vladu, împreună cu mine, am inițiat procedura de excludere din partid a consilierului Claudiu Dumitrescu. Procedura se va realiza prin decizia biroului județean care va avea loc joia viitoare. Excluderea urmează să fie aprobată în ședința Colegiului Director Județean din data de 12 februarie.